Iulian Popescu îndeamnă cetățenii municipiului Târgu Jiu să semneze în număr mare această petiție pentru ca insulița de pe Jiu să nu se înstrăineze. Liberalul vrea să strângă din ce în ce mai multe semnături, iar ulterior situația va fi prezentată administrației, dar și Consiliului Local, pentru a vedea că deciziile se iau împotriva populației municipiului Târgu Jiu. Este o petiție pe care am inițiat-o pentru comunitate și am vrut să arătăm administrației Romanescu că cetățenii municipiului Târgu Jiu și gorjenii în general care sunt implicați în viața cetății, viața orașului, nu sunt de acord cu această tranzacție. Avem până acum peste 2000 de semnatari. În zilele următoare vom strânge și mai multe semnături, pentru că, așa cum vorbesc în fiecare zi cu oameni, sunt nenumărați oameni cu spirit civic care nu sunt de acord cu această tranzacție și vor să implice la maxim ca să blocăm vânzarea insuliței de pe Jiu, să semneze cât mai multă lume, le acordăm acest timp pentru a strânge un număr cât mai mare de semnatari. Ulterior vom prezenta această petiție cu tabelul complet că administrației locale și Consiliul Local, ca să știe că ei decid împotriva voinței comunității. Și, de fapt, toate aceste aspecte care au început în ultima perioadă, că s-au făcut deja niște pași și mai e nevoie de cel puțin încă două ședințe de Consiliul Local prin care să se voteze evaluarea valorică a tranzacției și ulterior vânzarea în sine. Toate aceste aspecte sunt în afara voinței poporului. Iulian Popescu spune că atâta vreme cât primăria Târgu Jiu are excedent bugetar, nu ar fi fost nevoie de o asemenea decizie pentru a aduce bani la bugetul local. Ei spun că e nevoie de mai multe venituri la bugetul primăriei. Ținând cont din mai multe perspective că avem un excedent bugetar în creștere în toți anii aceștia ai administrației Romanescu, adică o incapacitate în a cheltui, în a investi bani în interesul comunității municipiului Târgu Jiu. Pe de altă parte, avem bani cheltuiți cu nemiluita, risipiți pe tot felul de așa zise investiții. De fapt, sunt lucrări de proastă calitate care se refac de 3 ori pe an. Și pe de altă parte, există deja un contract de concesiune care poate să rămână în vigoare pentru că acesta aduce bani la buget. Deci astfel de justificări sunt nu numai ne la locul lor, dar sunt și foarte periculoase, pentru că pot să genereze precedent, astfel încât fiecare întreprinzător care a concesionat un spațiu în municipiul Târgu Jiu poate să reclame aceeași dorință de a-l și cumpăra. De ce nu cumpărăm și trotuarul, că într-o concesiune pentru o terasă, avem și un ștrand care este concesionat de către alt întreprinzător, de ce nu vrea și el să-l cumpere, mai avem și un concesionar, parcă e acolo o cafenea, un bar în mijlocul parcului, grădinii publice, în parcului central, poate și el să solicite să cumpere jumătate așa, o bucățică în mijlocul parcului central. Sunt lucruri de noaptea minții. Iulian Popescu a subliniat importanța economică și simbolică a insuliței Jiului, situată la 100 de metri de ansamblul Calea Eroilor, recent inclusă în patrimoniul UNESCO. El a criticat autoritățile locale pentru că nu au considerat valorificarea acesteia, ci s-au gândit la vânzarea ei.